Se pare că protestele șoferilor din ultimele zile, dar și cele din mediul online, își ating măcar parțial scopul. Guvernul urmează să anunțe astăzi că va compensa parțial prețul carburanților pentru următoarele 3 luni. În cel mai bun caz, asta ar însemna că până în toamnă, cel puțin, am putea economisi la un plin de benzină sau de motorină câteva zeci de lei. Cu detalii ni se alătură reporterul Observator Greta Neacu. Bun găsit tuturor! Liderii coaliției de guvernare au căzut de acord asupra unui mecanism de ieftinire a carburanților și vorbim despre o compensare parțială care ar urma să fie aplicată în următoarele luni, iulie, august, septembrie, urmând ca după aceste 3 luni guvernul să analizeze cum au evoluat prețurile la pompă. Așadar, din informațiile noastre, această compensare ar duce la o scădere a prețului carburanților cu 1 leu, o parte din compensare venind din partea statului, iar o altă parte, undeva la 50 de bani, din partea companiilor petroliere. Știm în momentul de față că prețurile la pompă au crescut semnificativ și ne uităm la o diferență față de luna trecută. Un plin de benzină este mai scump cu 25 de lei, iar unul de motorină cu 20 de lei. Astăzi, după ședința de guvern, urmează să aflăm toate detaliile acestui proces de compensare parțială.